Liderul PSD Târgu Jiu explică de ce lista pentru Consiliul Local Târgu Jiu a partidului din care face parte a fost modificată pe ultima sută de metri. Aurel Popescu susține că, după ce au fost acuzați că intenționează să înșele electoratul, au eliminat de pe listă oamenii cu aspirații mai înalte. Este și cazul senatorului Florin Cârciumaru, care a refuzat să păcălească alegătorii, urmând să candideze la alegerile viitoare, cele parlamentare, pentru încă un mandat în Parlamentul României. Deci, cei care vin cu astfel de acuze să nu uite că în urmă cu o săptămână, atunci când a apărut acea înregistrare în spațiul public, ne acuzau că vrem să înșelăm cetățenii municipiului Târgu Jiu. Acum vin și spun, nu se mai regăsește pe listă, deci s-a produs o ruptură în cadrul organizației. Încă nu știu ce vor cei care vor să dezbine, încă nu știu ce vor să rupă, să strice, să creeze scandal. Deci, domnul Florin Cârciumaru a spus foarte clar, domnule, eu vreau pe lista de parlamentare din toamna-iarna acestui an, depinde când vor fi alegerile parlamentare. Nu are rost să fiu pe lista de Consiliu Local, pentru că nu voi rămâne acolo. Și atunci, clar, am hotărât ca domnul Florin Cârciumaru să fie alături de noi în campania electorală, dar să rămână pentru lista de parlamentare care pentru campania care urmează. Liderul organizației municipale a socialdemocraților are un mesaj pentru cei plecați din PSD. Aurel Popescu le transmite să nu mai dezbine. Politicianul susține că organizația pe care o conduce este solidă, chiar și după ultimele plecări. Ieri am purtat mai multe discuții cu domnul Florin Cârciumaru și cu domnul Ciprian Florescu. Am pus la punct o anumită strategie pentru această săptămână de precampanie electorală. Este normal să colaborăm permanent, pentru că domnul Florin Cârciumaru este reprezentantul Biroului Permanent Județean la nivel de organizație PSD Târgu Jiu. Este omul care răspunde de coordonarea și buna desfășurare a campaniei electorale la nivel de Târgu Jiu, din partea Biroului Permanent Județean. În ceea ce mă privește, mă pregătesc împreună cu domnul Ciprian Florescu permanent pentru această campanie și firesc, domnul Florin Cârciumaru, atunci când este în Târgu Jiu, când nu este la Parlament, este alături de noi. Suntem o echipă, vom merge în continuare la fel de uniți ca și până acum, pentru că ne dorim să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local. Persoana la care face referire Aurel Popescu este fostul coleg Adrian Tudor, lider al Partidului Verde la Gorj.